Capitolul 45. Cine ne-a vândut? Atunci imediat, apoi încă 5 ani în temniță, cu toți am fost convinși că cei ce ne-au vândut erau cei doi studenți Oltenjicu și Stanciu. Am purtat această convingere singur încă 30 de ani. Ba la securitate, unde mă aflam în 1976, mi s-a părut că recunosc în doi colonei pe Stanciu și pe Prometeu. Mai întâi era limpede că a fost vorba de vânzare. Securitatea s-a dus exact la casele în care se aflau luptătorii noștri, ca la un obiectiv dinainte cunoscut. În aceeași seară, la aceeași oră, în toate satele. În puține locuri au căutat degeaba. Dezastru s-a extins numai în zona în care a acționat grupul Mogoș Mazilu, în răsăritul țării Oldului și numai mult. În rest, în satele unde am acționat numai cei din munte, securitatea a căutat orbește fără rezultat. Am arătat că pe cei doi i-am bănuit când i-am întâlnit. Faptul că despre ei, noi, cei rămași, n-am aflat cum au fost arestați sau dacă au fost arestați, ni se părea o dovadă în plus, iar scrisoarea lui Prometeu pe care o aveam în mână ne-a creat siguranță. În ceea ce am scris apoi, însemnări ce se află la securitate, am trecut limpede și fără reținere că vânzătorii au fost ei. Și totuși, când m-am întâlnit cu supraviețuitorii temnițelor din grupul Mogoș Mazilu, ei au adus dovezile ce au struncinat total tot ce clădisem noi pe această supoziție. Studenții Gheorghe Duminică și Nicolae Stanciu au fost cu ei în închisoare. Se știa unde au fost prinși. Ba mai mult, Stanciu a fost rănit prin împușcare când l-au prins. Apoi cei doi au fost condamnați la moarte alături de capitanul Monea Traian, plutonier Partenii Cosma, Silviu Socol, învățătorii Pridon și Boanfă și gazdele luptătorilor Dumitru Cornea și Traian Moraru. Cu multă durere, duioșie și tristețe își amintea de ei un fost deținut politic ce a văzut zidiți în celulele morții și a vorbit cu ei la cetățuie, la Brașov, unde așteptau să fie executați. Am întâlnit acum pe fosta logodnică a lui Duminică, femeie cu părul alb, și am făcut greșeala de a relata bănuiala mea de atunci. S-a ridicat în picioare, mi-a aruncat câteva fulgere din ochii plini de lacrimi și a refuzat să mai stea de vorbă cu mine. În fața acestei realități n-am decât să-mi plec genunchii în fața memoriei acestor frați și să le cer iertare. Groasnic lucru, să lupți cot la cot cu oricare din camarazii tăi, să fii condamnat la moarte alături de ei, să fii executat și să-ți fie întinată memoria cu acuzația de vânzător de frați. Am vrut să refac toate aceste întâmplări, dar am lăsat așa cum am bănuit atunci, să fie o învățătură pentru viitor, să se știe că se pot întâmpla tragedii morale cu cea mai sinceră bună credință. Și atunci, cine ne-a vândut? Cine a zdrobit viața sute de oameni? Cine a distrus familii și a curmat viața fragedă atâtor copii? Probabil n-a fost numai unul. Poate au fost mai mulți, căci din păcate numărul celor gata să-și vândă frații în țara noastră e legion, că-s mulți, că-s foarte mulți. Cititorul acestor rânduri poate mă va ține de rău că sunt nedrept, când arunc atâta ocară la adresa neamului nostru. Nu învățăm doar la istorie că încă de la Burebista noi suntem cei mai grozavi, cei mai buni, cei mai și mai. Nu ne flatează și unii popi că poporul nostru s-a născut creștin și drept urmare suntem așa de buni și de omenoși că lui Dumnezeu nu-i va trebui alt argument pentru a ne vârâ drept în rai. Și se uită că, începând cu Burebista, toți oamenii mari ai neamului nostru au murit vânduți, uciși, alungați, bagiocoriți, uitați de frați de-ai lor. Și până ce istoria nu va consemna și aceste josnici și nu va da numele iuzilor, ce ne-au curmat nouă românilor speranța de mai bine, istoria se va repeta. Dacă avem în istorie nume pe care le venerăm, trebuie să avem și nume pe care să le blestemăm. Pe Ieremia Golia, ce l-a vândut pe Ioan Vodă, pe Trif, ce l-a vândut pe Horia,
pe acei mișei ce l-au dat legat pe Tudor din mijlocul oastei sale, pe cel ce a trimis pârî turcilor de l-au tăiat pe Constantin Brâncoveanu, fie el cât de învățat și de genial, și pe alții, trebuie să-i cunoaștem. Iisus n-a lăsat să rămâne necunoscut numele celui ce l-a sărutat și l-a vândut. Cititorul poate s-a și săturat de câți au fost uciși în această carte până acum. Și îl previn că cele mai multe din numele întâlnite și altele pe care nu le-am pomenit încă vor muri la rândul lor. Dar niciunul nu va muri în luptă deschisă. În luptă, în munți, vom fi răniți, dar morți niciunul. Uciși am fost numai atunci când am fost vânduți. În spatele fiecărui tânăr ucis în această carte se află un Iuda, știut sau neștiut. Niciunul care se va căi. Deci niciunul din aceștia care se va căi și spânzura, ci din cei ce se vor folosi de plata vânzării și vor ajunge mari și tari și vor arunca cu noroi în memoria celor pe care i-au vândut. Sunt și din cei ce stau în scaunele cele mai înalte în biserică și nu se sfiesc să intre pe ușa împărătească în altar. Cer răzbunare? Nu. Nu. Pentru noi, nu. Noi am fost luptători și când am pornit lupta, ne-am asumat riscul morții și al suferinții, dar neamul românesc, dacă nu-i va judeca pe vânzător, fie și numai dându-le numele în vileag, va fi sortit să fie vândut din nou. Vor mai veni vremuri grele și de vor fi și atunci iuzi, când ne va încolți gândul de a se duce la farisei să-și vândă frații, să se cutremure și să se oprească amintindu-și ce-au pățit alții care au vândut. Noi? Mi-aduc aminte că de multe ori la munte discutam cum să-i pedepsim pe cei ce ne chinuiau și ucideau. Unul zicea una, altul alta. Profesorul era de părere să-i fugărim prin munți și păduri, fără să-i ucidem, măcar vreo câțiva ani. Gelu Novac ședea înfășurat în pelerina-i, acoperit pe cap, ca de obicei. Ba, eu mă răzbun. În prima zi când voi ajunge acasă, am să-i sparg ferestrele lui Vogel. Vogel era un tip pe care securitatea l-a vârât cu forța chiriaș în casa tatălui său și care, fie că a simțit ceva, fie că a mințit, a părât pe Gelu că a fost acasă și profesorul Novac și Gemma au fost bătuți la securitate. Procentual, cât sunt din cei în stare să te vândă? E greu de spus. Dar sunt în satele și orașele noastre oameni care-s gata să dea pentru un pahar de băutură. Dacă prin vânzare ar putea câștiga ranguri și avere sau să apuce vreo funcție, o fac fără nicio reținere. Uneori se și laudă cu fapta lor. Supere-se toți patrioții de operetă, dar o spun cu durere. Vânzarea de frate e o boală națională, de care dacă nu vom reuși să ne vindecăm, ne va ucide ea pe noi. Să nu dea Dumnezeu să zicem și noi sângele lor să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri.